și cine va pleca acasă cu toți acești bani de aici. Din păcate, ratăm. Dacă tu în acest moment vei da în Bellingham, ți se dublează toată suma. Peste 16.000 de like-uri la clipul din urmă cu 3 ani, atunci când banii s-au dublat pentru fiecare gol marcat și așa cum am promis, continuăm această serie nebună direct cu servieta cu bani aici pregătită pentru a vedea cine este campionul de astăzi și cine va pleca acasă cu toți acești bani de aici. Bineînțeles, nu știm exact suma de bani care va fi la finalul clipului, însă se anunță nebunie, deoarece, așa cum ați văzut și în titlu, astăzi, împreună cu fratele X-Breaker aici frumos! Carlos! Salut, salut! Și nimeni altul decât Johnny, care revine aici pe canal. Te salut, Johnica, pregătit? Întotdeauna, nu știi? Astăzi, exact, când e vorba de bani, Johnny este prezent și multe mulțumiri celor de la Super 12, care s-au oferit să sponsorizeze acest video cu suma de bani necesară pentru campionul nostru de astăzi. Regulile rămân aceleași, băieți. Pentru fiecare gol marcat, așa cum am zis, pornind de la 0 lei și suma se dublează. Voi puteți renunța oricând, astfel încât să rămâneți cu o sumă de bani. Dacă vreți să riscați să mergeți mai departe și ați ratat, toată suma se anulează. De la fiecare probă, plecați cu o sumă de bani mai departe. Vom avea astăzi 5 sau 6 probe, iar la finalul clipului vom avea o probă de foc, unde acolo putem dubla toată suma de bani strânsă de-a lungul acestui clip sau ați pierdut totul. Vedem cine se bagă la acea probă. Noi nu mai stăm la discuții. Haideți acolo, forță. Exact, avem. Banii sunt pregătiți aici. E grea? Bă, eu zic că e destul de grea. Tu ce zici? Așadar, rămâneți până la finalul clipului, deoarece se anunță nebunie, însă veniți mai aproape. Înainte să începem, ca să facem partea a treia, câte like-uri să strângem? 15.000, 20.000, câte zici, Johnny? 10.000? Minim 10.000. 10.000 de like-uri, zic și eu acolo, minim 10.000 de like-uri, pentru că data viitoare, dacă reușiți la acest video 10.000 de like-uri, cei de la Super 12 au spus din nou că se vor implica și vom face direct o ediție cu abonații. Așadar, voi, cei care vă uitați în acest moment, veți participa la următorul video de acest gen și nu uitați despre aplicația Super 12, o aplicație 100% gratuită, unde intrați, dați cele 12 pronosticuri săptămânale și câștigați automat, dacă le nimeriți, cei 10.000 de RON. Aplicația este 100% gratuită, așa cum am zis. Linkul îl găsiți chiar acum în descriere. Urmează să dăm și noi pronosticurile din această săptămână. Însă, înainte de asta, haideți să trecem direct la prima probă. Bun, fraților, prima probă de astăzi, una cu totul nouă, deoarece astăzi am ales cu totul alte probe față de data trecută. Proba de la Getafe din La Liga, trebuie să marcăm de la mijlocul terenului. Practic, suntem obligați să dăm primul șut cu toții și dacă dăm gol, continuăm. Fii atent, nu se cadă direct în poartă. Nu se cadă direct în poartă, însă avem o probă fulger, știți de ce? Deoarece la această probă nu avem un număr de șuturi. Fiecare renunță atunci când vrea. Riscant, riscant, haideți să vedem cine riscă cel mai mult. Pentru și totodată... Pentru că banii sunt ochii de... Exact. Te atragi. Care pleacă cu mai mulți bani de la prima probă. Vă zic eu, toți cu zero, că nu o să se oprească nimeni. Primul care execută este Carlos. Haideți să vedem prima lui lovitură. Ești obligat, n-ai cum să renunți acum. Hai să vedem, Carlitos. N-a ajunge până la poartă. 3, 2, 1, start. Let me be your king, you can be your captain, live a life of dreams. E gata. De la prima lovitură. Și pleacă. Carlos este eliminat. 0 lei. Cine se bagă? Hai să vedem. Cine are curaj? Nix, te bagi? Hai. X-Breaker, următorul executant. Totul este pe bune din prima. Gata? Merge banda, da? Ne încălzine nimic să vezi un Tinder. Bun. 0. Dau eu? Hai, uite, dai tu, Johnny. Lasă să lăsăm pe Johnny să vedem dacă o dă din prim. Mamă, cum ar fi? Eu v-am zis, toți cu 0 lei după prima probă. Păi nu e ușoară. Nu e ușoară, v-am zis. Da, Carlos, din păcate... Minus 20 de lei. Minus 20 de lei, cartonaș galben. Vreau cineva. Aia era, dacă... Da, te zbate clopul. Johnny marchează din prima. 10 lei pentru Johnny. Și acum întrebarea pentru Johnny este, că tot bate clopotul, mergi mai departe sau te oprești? După domnul. Hai să vedem. A doua lovitură. Gata, hai. Hai, Johnny. A doua lovitură. Tu decizi când te oprești. Totul ține de tine. A dat-o direct, fraților. A dat-o direct acolo. Păi, se noptează dacă nu. 20 de lei. Se noptează, eu, că dau. Ok, ok. Deci Johnny zice că se noptează. Hai să vedem până unde merge. Vă zic eu, nu e ușor. Dar fii atent, mai trebuie o dată. Poți să te oprești.
Mă opresc la... La cât? La ce sumă zici că te vei opri la proba asta, dacă se dublează banii? La 80 de lei ca să avem timp. La 80 de lei. Ok, hai să vedem dacă ajunge acolo mai întâi. A treia lovitură, Johnny, poți să pierzi tot. Din păcate pentru Johnny s-a terminat, fraților. Din păcate a riscat și a pierdut Johnny. 0 lei și eu voi fi ultimul executant. Hai totuși să nu plecăm toți cu 0 lei. Haideți să vedem ultimul executant. Prima lovitură. 0 lei din prima e noi. Niciodată n-am putut să zic. 10 lei. 10 lei. Nu mă opresc. Mai dau una. A few moments later. Zero lei. Toți 4. Nimeni n-a știut când să se oprească. Așadar, cum ar fi să fie clipul săracilor? La finalul clipului să plecăm acasă cu 0 lei. LOL. Fraților, efectiv, nimeni nu a luat niciun leu și poate trimitem înapoi valiza la Super 12, însă, de data asta, urmează o probă cu totul nouă, 5 lovituri de fiecare, de la 11 metri, însă, pentru fiecare gol marcat, nu se dublează doar banii, ci se dublează și portarii. Pentru fiecare gol marcat, mai intră un portar în poartă. Și încă unul, și încă unul, însă, regula rămâne aceeași, vă puteți opri oricând. Da. Hai să vedem. Că nu pot să mă opresc la 40 de lei, că mă bate nevastă mai acasă. Ok, hai să vedem dacă din nou vei risca și vei pierde. Dar, haideți să vedem pe Carlos pentru prima dată. Câți bani crezi că e Carlos? Pe toți. Pe toți? Da. Hai să vedem. Da, pot să mă retrag din proba asta? Vin la următoarea, mai pregătit? Trebuie să execuți măcar o lovitură. Bine, glumeam oricum, le dau. Hai să vedem prima lovitură a lui Carlos. Carlos, primul executant. Haideți să vedem. Dacă de la prima probă am pregătit cu 0 lei. Iată că ratează din prima, exemplu. Carlos, primul participant. Mamă, cu ce frică a dat, nu cred! Cu ce frică i-a dat copilului, uitați-vă și voi! Hai! În acest moment intră în poartă al doilea portar, let's go! Carlos, tu te oprești? Doi portari! Vrei să te oprești, Carlos! Mergi mai departe? Da. Ok, dai Carlos, peste mergi mai departe! Hai să vedem! Hai, direct în mașină aia, în spate! Goal! Mamă, ce emoție, uitați-vă și voi! Băi, oprește-te, măcar e în bani! Al treilea portar! Hai să intre al treilea, vă zic! Atât a fost pentru Carlos! Aveți grijă, băgați-vă o mie, haide! Eu asta vreau să-mi ia bani. Haide mă, Carlos, cu trei portari. Tare, tare, să dai gol, e pe. Gol! 40? Da. Eu zic mai bine, moment... să mai vină portar, să mai vină, să mai vină. Risc, așa, așa îi face lui. Hai, încă un portar. 4 portari în poartă și are 40 de lei, dar îi poate pierde pe toți. Haideți mă, haideți mă, hai copiii mei. Hai băieții, vă rog eu, apărați-vă, vă rog. Vă rog eu. Uuu, ce-a dat-o, băi. 80 de lei pentru Carlos. Oprește-te, Carlos. Nu, merge. Merge mă și ultimul. Da, zis. Ultimul șut pentru Intră Carlos. Șutul cu 5 portari. Băi, are 80 de lei. Poate să rămână cu ei și îi refuză. Hai băi, cu ce-o să crezi? Hai, vă rog, vă rog, vă rog. Ultimul șut pentru Carlos. Ia parată! Carlos, 0 lei. Afară! Mama, da, bine? Frontele X-Breaker, dă direct, uitați-vă și voi. Bă, dar voi e frică, vă simt. Voi e frică, dați cu frică, ce și Carlos. Voi, ai dat, ai filmat cu jucătorii din Superliga României. Ai dat gol, ai dat gol la portar din Superliga României. Uite cum dai. X-Breaker ratează versus doi copii de 8 ani în poartă, mă, ca faci gura voastră. Hai de Johnny, primul șut al lui Johnny. Gol, mergi mai departe? Da. Sper ca Johnny să nu fie calica și ca. Mă opresc la Gigi, dacă l-a apără bine. Ok, hai să vedem. Bună practica. Dar să vedem dacă ajungi până acolo. Slip it like a slip it slide. Mamă, ce noroc a avut! Băi, ce noroc a avut! Gol, frumos! Eu zic să te oprești, John. Și eu zic să te oprești. E greu cu 4. Și eu zic să te oprești, e greu. Câți bani am? Deci în acest moment ai așa, 10 lei, 20 de lei, 40 de lei în buzunar. Bun! Johnny, extrem de inteligent acolo, se oprește, 40 de lei, haide să vedem și noi. Dau cât pot, iată. Fugi în partea aia! Acolo te-am zis cu ce-ai ce emoții! Ce emoții! Hai să vedem! 10 lei! Merg mai departe! Merge mai departe! Vreau să regalez pe Johnny! Nu mă cantez! Gata? Bun, bun, bun! 20 de lei! Merge mai departe! Nu ne oprim! Bă, 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 bă! Ia uite-l pe ăsta! Să repete, să repete, m-am prins! Bă, 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 nu știe să dea până parte! Nu știe să dea! Afară! Din păcate, ratăm
0 lei. Așadar, după această probă, singurul care pleacă cu bani este Johnny. Bravo, Johnny! 40 de lei pe locul 1 în acest moment. Iar eu, X-Breaker și Carlos, 0 lei. Asta e. Bun, fraților, trecem la următoarea probă și așa cum ați văzut, probele sunt mult mai grele față de data trecută, așadar cel mai probabil sumele vor fi mai mici astăzi. După cum puteți observa, avem o minge la 6 metri, o minge la 11 metri, o minge la 16 metri, o minge la cercul de la 16 metri, 20 de metri și o minge la 24 de metri, dar nu vom mai da direct la fel ca data trecută, direct în poartă să nu cadă. E simplu asta, este proba dublelor. Trebuie să ținem pe picior și să intrați cu mingea în poartă de la un metru sau doi distanță. Nu puteți să trageți la distanță sau ceva. Așa că, haideți să vedem. Hai, acum e acum. Carlos, cât te poate să țină pe picior și dacă poate să intre pe ea în poartă. Te oprești? Bun! Carlos, 10 lei și s-a oprit. Inteligent, și-a dat seama că așa trebuia de la început, probabil, de când a dat penaltiurile acelea. Și acum X-Breaker. Te oprești direct sau? De la zero? Haide, X-Breaker! Start, start! Ah, nu te grăbi! Var, a atins pământ acolo? Nu, n-a atins, nu? Merge mai departe! Da, ok, hai merge să vedem! Cam la limită, dar n-a atins pământ! N-a atins, n-a atins! Mergi mai departe? Da, da! Ok! X-Breaker, haide, tata, hai! Oh, joga bonito! A doua încercare! Haide, haide, haide! Te las pe tine. 20 de lei pentru X-Breaker și se oprește și el. Haideți să vedem pe Johnny. Da, Johnny, când ești gata, poți să-i dai drumul lejer, cum îți place ție. Ia uitați-vă câtă lejeritate la Johnny. Câtă lejeritate când ține pe picior. Una, las acolo. Următoarea, hai să vedem. Știu că nu te oprești. Ia uite aici. Eu zic că asta e proba lui Johnny, ne face cu toate. Zici că merge la cumpărător, fraților. Deci zici că merge la cumpărături la piață să cumpere pâine și lapte și între timp mai dă și el un gol așa la mișto. Le faci pe toate? Asta e un fel de probă de aia. Știi când recream noi momentele fotbaliștilor? Da. Asta e proba lui Johnny. Recreați și voi acasă proba lui Johnny. Mamă, cum de lejeritate, uitați-vă și voi. Hai, mai departe. Hai, mai deci, așa, 10, 20, 40, 80 de lei. Poți să faci pentru prima dată 160 de lei. Eu zic să faci, John. Haide-mă, dacă haide-mă, totul sau nimic pentru Johnny. Mă opresc, auzi, la fel. M-a opris X-Breaker să fac. Deci X-Breaker... Dacă greșesc, îi dau pe ai mei aia 20 de lei pe care am. Hai să vedem, fă-i loc. Care l-a probat asta, ce? Ia, nu, fără cuvinte, John. Fără cuvinte, Johnny, la proba asta efectiv completează proba. Știți când terminați GTA-ul? El a terminat acum, a terminat proba dublelor, gata. Se luptă acum cu Final Boss. Se luptă cu Final Boss. Fără cuvinte, Johnny, 160 de lei, probă completată. Haideți, fraților, știți cât îndurează proba asta? 80 de lei, pentru că urmează o probă de foc, o probă bonus, unde putem face foarte mulți bani, însă băieții nu știu. Haideți să facem aici 80 de lei și mă opresc. Ai emoții? Fără emoții. Te tremură picioarele. Fără emoții. Eu zic să te opresc. Asta ți-o mai dau ultima, fii atent. Eu zic să te oprești. 10, 20, 40, da? Nu s-o oprești. Fiți atent, spectra de acum. Vrea să piard. Mergem mai departe. Băi, promit că e ultima. Ultima încercare. Să fac? Nu. Răspunsul este nu. Mă opresc aici, 80 de lei. Nu mai puteam să fac, vă zic sincer, pe ultima, mai ales că e o probă fulger. Sunt mulțumit cu 80 de lei și hai mai departe la următoarea probă.
Așadar, fraților, trecem la următoarea probă și alături de mine îl avem pe unul dintre antrenorii de aici, de la Ciorogârla, care el a decis următoarea probă, crossbar, și facem în felul următor. Dacă cineva dă bară, avem 5 lovituri, fiecare lovitură valorează 50 de lei, dar aici nu trebuie să vă opriți. Însă, dacă dați două bare consecutive, practic la a doua bară, dacă ai dat-o, ai 100 de lei. Ai 100 de lei, nu 50 de lei. Și voi, fraților, nu uitați, dacă vreți să veniți aici la Ciorogârla, acolo unde locuiesc și eu, să vă înscrieți la fotbal și aveți între 6 și 25 de ani. Vă așteptăm aici cu toate condițiile posibile. Mai multe detalii găsiți în descriere, așadar, dacă sunteți interesați. Locuiți în apropiere și chiar dacă locuiți în București, este foarte, foarte aproape. Așadar, cei de la Ciorogârla vă așteaptă aici să vă înscrieți pentru a deveni cei mai buni fotbaliști, exact. Inițiem copii, viitorii fotbaliști și într-o zi vin și o să antrenez aici? Da. Gat. Așa rămâne, hai să spunem start acestei probe și să-l vedem pe Carlos. Câte de Carlos? Câte bare? 5. Mamă, 5 de 5! Hai să vedem! Carlos, prima lovitură. Fiecare bară valorează 50 de lei. No. Ce a fost asta? Ce a fost asta, mâncavaș, grava? Mama, asta a fost aproape, recunosc, bravo. Hai, 50 de lei, Carlos. Bye, bye. Ultimele două, concentrează-te. Fai de cap meu. Și ultima, hai cu 50. Oh. 0 lei, Carlos. Incredibil. Hai, fratele, să te vedem cu bara aia. Ești expert. Mama, e fire. Hai, ce aproape! Mamă! Bine, una, și dacă dai două, ai 150! Mamă, bun, 50 de lei! Cât ai până acum în total? 70 de lei, e bine, e bine, te apropii de mine, eu am 80. Prima lovitură merge, da! Mamă, 50! Hai, Johnele, 150 dacă o dai pe asta! Pa, aproape! Din nou, acum 50! Nimic. Nu nimic, hai ultima. Singurul care dă două bare până acum, ia să vedem. No, 50 de lei, e ok. 50 de lei și pentru Johnny, bravo. Eu am ca obiectiv să dau doar două. Dar mă mulțumesc și cu una, vă zic sincer. Haideți să vedem, prima. Și două acum, 150 de lei. Nu pot să cred. Mai dă-mi ia bani? Nu. Ești de-al meu. Eu cu Carlos, zero bare, incredibil, nu vine să cred. Se anunță rundă intensă, deoarece în acest moment eu am 80 de lei, X-Breaker 70 de lei, iar Johnny are 250 de lei. Însă, următoarea probă este una care dublează toată suma de acum. Așadar, țineți-vă bine. Bun, fraților, și așa cum am promis, urmează poate cea mai tare rundă de astăzi, deoarece sunteți pregătiți? Hai. Fiecare gol marcat vă dublează suma pe care o aveți acum. Asta așa, așa că mereu ai fost forță, cu bani la și Carlos să facă 20 de lei, care 10 lei săracul. Însă, așa cum ați auzit, tu câți ai acum? 250, da? Da. Dacă ai dat gol, așa, faci direct 500 de lei. Ideea în felul următor, regulă. În momentul în care marchezi, deci dai primul șut de la corner de aici, da? Da. Nu ai dat gol, poți să mai dai unul. Da. Nu ai dat gol, poți să mai dai unul, dar dai gol. În momentul ăla, tu trebuie să te oprești. Altfel, revii la suma anterioară. Perfect. Da? Hai să vedem. Bravo, bravo cu proba. Bun. Haideți să vedem. X-Breaker va da primul de data asta pentru că ne aflăm pe partea dreaptă. Încep de acolo, da? Deci nu e obligat, nu ești eliminat. În momentul când ai dat gol, da, poți să începi de unde vrei. În momentul când ai dat gol, atunci se schimbă situația. Vai de capul meu! X-Breaker își dublează banii și mă depășește la ultimul șut, fraților. Hai să dau și eu. Nu, încep invers. Încep invers. Da, da, aici prima dată, gata? Ia te uite, mai greu, dar de aici mai greu. Zici? Hai. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat.
been asking for me on the road from the west to the east. Mă opresc, mă opresc, mă opresc, pentru că dacă voi da și voi rata, X-Breaker mi-a luat-o în față, așa că dublăm bani în acest moment și mă opresc, fraților. Sau poți să faci fător, vă las pe mine să dau. Nu, și dacă ratez, să jumătățesc banii. Da, fiți atenți, mai dau o dată să văd dacă aș fi dat. Da, gata, m-am oprit, da? Da, m-am oprit. Deci bate-mi palma. Da, gata. Dar a dat negru, da? Am bătut palma, m-am oprit. E un test, să vedem dacă aș mai fi dublat banii încă o dată și poate l-aș fi depășit și pe Johnny. Get in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna cop it, just to tell them. Ia mă, de. Ce fraier sunt! Hai, dă-le. Ce fraier sunt! Ia. Team make a scene, my pocket still full of green, call a silo. Alligator watch on me, Tim Tebow. Băi, ce fraier am fost, vezi? Uite, vezi? M-am oprit și nu trebuia să mă opresc, incredibil. Sunt mulțumit și cu locul 2 momentan. Haideți să-l vedem pe Carlos. În partea stângă sau pe exterior? Din stânga. Hai în stânga acolo, mamă, ce fraier sunt. Haideți să-l vedem pe fratele Carlos. De unde începe? De aici? De aproape? Am început de departe, mi-a plăcut mai mult așa, dar îl lăsăm așa. Carlos, 3, 2, 1, start! Bun, bine, bravo, Carlos. Mamă, două mare. Hai, Carlos, a treia, hai că dai bine. Menține efectul ăla, că e bun. Nimic. Hai, ultimele două. Hai cu 20 de lei, Carlos. 20 de lei, măcar acolo, arată urât 10 lei. Nu te oprești? Bun, hai să vedem, 40 de lei sau nu. Fraților, Carlos o riscă, o dă și pe ultima, să facă 40 de lei. Hai să vedem. A dat-o, băi! În sfârșit, bravo, Carlos! Proba lui Carlos, dar n-a dat Johnny. Cât ai? 40? 40. 40 de lei, vezi că e bine. Ușor, e bine pentru că nu s-a terminat, mai avem încă o probă. Hai să vedem, Johnny. Prima, fără presiune, nu ești obligat. Mamă, stai un pic. A dat-o din prima. Mergi mai departe sau te opri? Ce să mă fac, câți bani am? Fii atent, ai 500 de lei. Dacă tu acum mergi mai departe și ratezi, s-a terminat și revii la 250 de lei. Mă opresc, dar bate-mi palma, dar dau să văd cât dau. La fel ca mine, băi! Poți să faci 1000 de lei, poți să faci 1000 de lei. Bugetul maxim e până la 5000 de lei astăzi. Johnny, mai ai 4000, fii atent. Dacă o ratezi cu asta, revii iar la 250. Eu zic că din 3 mai dai una. Eu să nu te opresc. Hai, fii atent, dacă ai ratat, te revii la 250 și dai mai departe. Eu zic că merge, Johnny, eu zic că dai. Fraților, Johnny alege să meargă mai departe. Asta înseamnă că revine la 250 de lei. Practic se întoarce pentru că a ratat. Dar mai are 3 mingi. Hai să vedem, pentru că a dat-o din prima și poate să-și aleagă asta. Ha. Uite așa. Hai, Johnny. Mamă, iarăși. 500 iar. Fii atent, ascultă-mă. Ai 500. Să-l las? Hai să nu primeai ce nimic. Deci ori 1000 de lei, ori 250. Proba decisivă, poate cea mai tare. Execuție de astăzi. Hai! A ratat, fraților! Așadar, Johnny, după două goluri date de la corner, din păcate, rămâne tot cu 250 de lei. Johnny 250 de lei, eu 160 de lei, X-Breaker 140 de lei și Carlos 40 de lei. Bun, și acum am ajuns, fraților, la ultima probă de astăzi. Proba care efectiv poate să ne bubuie cu bani. Așadar, voi aduce valiza și haideți să vedem ultima probă de astăzi. Bun, fraților, și am ajuns la ultima probă de astăzi, cea decisivă, care ne poate umple buzunarele de bani sau ne poate lăsa fără niciun ban. Așadar, fraților, avem în poartă două porți mai mici. În cazul în care vom da direct în poarta mică, avem 100 de lei. După, dacă dăm direct în bara transversală, alți 100 de lei. Iar în cazul în care dăm acolo jos, se vede, da? În Jude Bellingham, banii se dublează. Însă în momentul când ai dat în Bellingham, tu te poți opri și rămâi cu banii, însă dacă ai ratat următorul șut, rămâi cu 0 lei. Se taie toți banii de până acum. Așadar, haideți să vedem acum cine riscă, cine va da în continuare și câți bani vom face după proba asta. Fii atenți, dăm la porțile mici, că ne dă 100 de lei. După aia dăm și așa în Bellingham, ultima. Hai să vedem. A dat-o, mă, în poartă. Bară, incredibil, bară la poarta mică pentru Carlos. Hai, Carlos, a doua lovitură, haide. Mamă, ce emoții.
Ce suspans. Hai să vedem. Mamă, e în Bellingham. E în Bellingham, fraților. Și-a dublat banii, 80 de lei. Nu pot să cred. Așadar, decizie extrem de importantă pentru Carlos. Pleci acasă cu 80 de lei sau mergi mai departe și poți avea 180 de lei dacă dai în poartă sau 160 de lei se dublează dacă dai în Bellingham sau 100 de lei dacă dai în bara de sus. Mai acum, totul sau nimic. Mai de la te lovituri, mai dacă până acum am dat toate mingile posibile la fiecare probă, continuăm. Nu pot să cred așa ceva. Totul sau nimic pentru Carlos în acest moment. Hai, Carlito! Ai ratat, ai dat până în departe. Bănești, dă-mi seama ce minge dai. Hai să vedem. Carlos, lovitura decisivă. Ori mai câștigă bani, ori a plecat acasă cu zero. Mamă. Bar. Nu pot să cred. Trebuia să pui suma mare la bară. Ia să pună și bara. Ne luăm la revedere de la Carlos. Mulțumim mult de tot pentru participare. Felicitări. 0 lei. Și haideți să vedem cine merge mai departe și cu câți bani. Dar fii atent. Dacă dau numai gol. Gol și Bellingham la final. Fratele X-Breaker, prima lovitură. Mamă, bară. Mamă, bară, nu pot să cred în poarta mică. Bară în poarta mică. A doua, hai să vedem. Nimic, zero. Nimic, ultimele două, hai! Mamă, dă-mi bară. Ratare. Ultima lovitură, totul sau nimic? La Bellingham. E gol. E gol în aia mică, nu cred. Da, mă, e gol. Hai, e gol în aia mică, 100 de lei. Inițial am crezut că trebuie să dau gol, nu contează la porțile mari, la porțile mici, în fine, nu mai contează. Cât ai? 240. 240 de lei pentru X-Breaker, bravo. Dacă este ultima probă și până acum am mers mai departe și am pierdut, de data asta am să fiu cu capul pe umeri, o să mă opresc la tine. Hai! Ia să dea la transversală, fii atent. Nu pot să cred, hai să vedem, 100 de lei transversală. Nu, a dat lejer. A dat lejer. 100 de lei, bun, mamă, din prima. Din prima, 100 de lei. Hai să vedem, hai să vedem. Mamă, nu pot să cred, încă 100 de lei. Încă 100 de lei, Johnny face spectacol. Ia, și. Nu e de glumă cu Johnny. 300 de lei după primele câte șuturi? 3? După primele 3 șuturi și mai are 2 șuturi, incredibil. Gândiți-vă în acest moment, deci Johnny, gândește-te așa. Dacă tu în acest moment vei da în Bellingham, ți se dublează toată suma. Ești pregătit? Ultima e în Bellingham. Ultima, mamă, asta ar fi cel mai fericit final pentru Johnny. E ultima dată când te mai chem, oricum. Say what? La data a trecut tot ce l-a câștigat, nu? Tot ce l-a câștigat, da. Nu mai ales la dată. E gol! 650 de lei, nu? Hai de cap! Gol! 750 de lei pentru Johnny. Misiune extrem de grea să legalez acolo, dar nu renunțăm. Ultimele lovituri din acest episod și încerc și la fel, la porțile mici și după să dublăm cu Bellingham. Vedeți avionul ăla? Ia de-i zoom pe ăla acolo. Cu ăla o să plec eu în Dubai. După clipul ăsta o să fac bani. Nu este mai norocoasă, fii atent, că dau 55 pentru tine. Deci dacă dau 500 de lei plus cât am, 160 de lei, 660 și tu, el cât are? 700, da, am avut 250. 750, deci orice ar fi trebuie să dau un Bellingham. Dacă nu dau un Bellingham, s-a terminat. Hai să vedem. Prima lovitură. Am dat un Bellingham și acum te sunt trist. A doua. Bă, eu mă mulțumesc și cu mai puțin bani. Cine e pe locul 3, Tudor? Tu cât ai? Ce? 240. Bă, sunt pe locul 3, trebuie să dau neapărat. Dar am dat eu singurul Bellingham. Ce spun, că uite, înainte să dau figură. Da? Asta o să fie în poarta aia mică. Asta e poarta aia mică. Nu, nu, am zis. E în poarta aia mică. Bun, e 100. Și asta e în Bellingham. Cât am? 260. Și cât ai? Ai depășit momentan. Ok, sunt pe locul 2. Dar, dacă dăm un Bellingham, sau în poartă și în Bellingham, putem să-l depășim pe Johnny. Haideți, frate. În poartă și Bellingham. În poartă. Deci în poartă. Cât am? 360, da? 60. Deci în acest moment, singura șansă să termin acest video pe locul 1, corect? Corect! Este să dau un Bellingham. Sau să dă Johnny. Ultimul șut. Ultimul șut din acest video. Doamne!
Am avut emoții. Așadar, aplauze pentru Johnny. Dublu campion, pentru a doua oară, campion. Aduceți valiza, adu valiza cu bani, uite acolo. Valiza cu bani merge la Johnny. Însă, atât eu, cât și Breaker, plecăm acasă cu 360 de lei, ceva de genul eu, sau cât? Ceva de patru, nu știu. Și tu? 240. 240 de lei. Și Carlos? Pa, pa. Fraților, dacă v-a plăcut acest video, cei de la Super 12 au contribuit la un alt super video pe canalul secundar al lui X-Breaker. Așadar, vă rog chiar acum să mergeți chiar acolo în descriere și să apăsați puternic pe butonul de like, deoarece urmează un alt super video cu Johnny, Carlos, X-Breaker. Haideți și acolo cu like și subscribe. Fraților, cam atât cu clipul de astăzi. Aplauze, Johnny, felicitări. Meritați tot asta. Trebuie să recunoaștem. Meritat? Da. Meritați 100%. A luptat cel mai mult. A luptat cel mai mult. Locurile sunt corecte astăzi. Și eu zic la fel. Locul 1, locul 2, locul 3 și locul 4. Locul 1. 2 și eliminat. 4-2. Fraților, nu uitați, dacă reușim la acest video 10.000 de like-uri data viitoare, facem partea a doua cu abonați. Ia uitați aici. Deja au venit. Participați și voi la video data viitoare. Da. Ei sunt pregătiți aici și voi puteți veni dacă reușiți 10.000 de like-uri. Până data viitoare, am fost Tudor. Andrei Zate, domnul Geantă. Carlos. Instagram-ul vostru. Andrei Zate, vă pup.